Guvernul pregătește noi ajutoare pentru români. Potrivit unor surse guvernamentale, românii care au venituri sub 1500 de lei vor primi vouchere sociale și anul viitor. Jumătate din bani vor veni de la bugetul de stat, cealaltă jumătate din fonduri europene. Totodată, pensionarii care au pensii mai mici sau egale cu 1600 de lei vor primi un ajutor social, astfel încât venitul lor să ajungă la 2200 de lei. Ajutorul se va acorda o singură dată pe an, începând cu luna ianuarie a anului viitor. Vă reamintim, același tip de ajutor a fost dat de guvern și la începutul anului acesta. Sunt măsuri analizate de executiv și de coaliția de guvernare.